Legenda lui Pintea Viteazul, haiducul neînfricat, continuă să captiveze imaginația oamenilor și astăzi. Născut în Maramureș în secolul al XVII-lea, Pintea a devenit un simbol al dreptății și al luptei împotriva asupritorilor. Se spune că Pintea avea o comoară fabuloasă, ascunsă în peșterile din munții Gutâi, pe care o împărțea cu cei săraci. Pintea era cunoscut pentru vitejia și iscusința sa în luptă, fiind temut de autorități și iubit de popor. Conform legendei, comoara lui Pintea conținea monede de aur și argint, bijuterii prețioase și obiecte de valoare. Se crede că indiciile despre locul comorii erau transmise prin cântece și povești, cunoscute doar de cei apropiați ai lui Pintea. Mulți au încercat de-a lungul timpului să găsească comoara, dar fără succes, alimentând și mai mult misterul. Unii spun că Pintea însuși a lăsat semne și simboluri secrete în pădurile din jurul munților Gutâi. Legenda susține că doar un om curat la suflet și cu intenții nobile va putea găsi comoara lui Pintea. Până în ziua de azi, comoara lui Pintea Viteazul rămâne un mister fascinant, stârnind imaginația generațiilor. Povestea lui Pintea și a comorii sale continuă să inspire oamenii, reprezentând lupta pentru dreptate și solidaritate. Fie că e reală sau nu, legenda comorii lui Pintea Viteazul va dăinui în folclorul românesc ca un simbol al eroismului și al speranței.